Plinte grăsimi bune, ușor de gătit și cât se poate de savuros, somonul este o alegere inspirată pentru orice masă. Prezent în trecut doar în dieta tradițională a câtorva popoare, astăzi acest tip de pește se află în topul preferințelor multor persoane. De asemenea, somonul face parte din categoria peștilor de calitate, fiind considerat unul dintre cei mai gustoși și sănătoși pești din lume. Este comercializat în toate magazinele și restaurantele printr-o varietate largă de specialități. Însă, ce trebuie să știm despre acest aliment înainte să-l adăugăm în coșul de cumpărături? Iată ce sfaturi primim de la specialiștii din cadrul Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România. La ce ar trebui să fim atenți atunci când dorim să cumpărăm somon? Ca de fiecare dată, înainte de a cumpăra orice produs sau serviciu, cred că cel mai bine înainte ar fi să ne interesăm ce vrem cu adevărat să cumpărăm. Când discutăm de pește, mai ales de pește proaspăt sau chiar și de pește congelat, sunt produse care au o posibilitate de a se strica sau de a avea anumite efecte negative extrem de mari. Și atunci, din perspectiva asta, e extrem de important să ne uităm la etichetă, dacă discutăm de un produs ambalat sau preambalat, dar și când discutăm de un astfel de produs, eticheta trebuie să fie totuși și chiar dacă nu se regăsește pe, să spunem, pe produsul ambalat, cu toate că în momentul în care ne-l va cântări, vom obține o etichetă. Totodată pe eticheta respectivă avem așa, avem proveniența țării, să ne uităm și să decidem dacă dorim neapărat dintr-un anumit tip de zonă sau dintr-o altă zonă, să ne uităm neapărat la calitate, fi calitatea iar împărțită pe mai multe. De exemplu, aici avem un produs de pește calitate extra, deci este calitatea cea mai mare, se va regăsi sigur probabil și în prețul produsului respectiv. Să ne uităm normal și la preț, dar nu în ultimul rând, eu cred că ar trebui să ne uităm și să avem această informație cu privire la modul de depozitare. Nu este neapărat o regulă ca alimentele congelate să fie mai puțin gustoase decât cele proaspete. Uneori se întâmplă exact contrariul. Important este ca peștele să fie congelat la scurt timp după prinderea lui, iar cel proaspăt din galantarele supermarketurilor să nu stea cu zilele până să fie cumpărat și preparat. Dacă discutăm de un produs congelat, este un produs care a fost foarte proaspăt și a fost imediat congelat, versus un produs care este proaspăt, dar vine totuși de la o distanță mare, că totuși România nu prea are somon foarte mult, orașele din România n-au ieșire nici foarte mare la ocean sau la mare, și atunci din această perspectivă, acel produs care pare a fi proaspăt, el totuși are în spatele lui niște ore, niște un timp, prin care a fost adus o anumită temperatură, e adevărat, nu înghețat. Așa că până la urmă plusuri și minusuri se regăsesc și la produsul congelat, cât și la produsul proaspăt, să spunem, că până la urmă proaspăt ar fi dacă ar fi fost pescuit azi dimineață. Nu se întâmplă chiar așa. Acest deliciu culinar îl putem cumpăra în diferite moduri, crud, afumat, conservant sau sub formă de frigărui. Însă, înainte de a-l achiziționa, acordați mare importanță etichetei. Aceasta trebuie să fie completă și cât mai precisă. Ca la orice produs, în momentul când decidem să facem o achiziție, cred că cel mai important ar fi ca înainte să ajungem în magazin să avem niște informații minimale. Oricând ne uităm la emisiunea dumneavoastră, orică intrăm mai și mai bine să avem mai multe informații pe testecomparative.ro, un site oficial în care găsim o groază de produse și servicii testate comparativ, niște informații clare cu privire la etichetare. De exemplu, pe un produs, indiferent că discutăm de un produs de pește sau un alt tip de produs, foarte important eticheta să fie în limba română. Să ne uităm neapărat la termenul de valabilitate, mai ales la produse susceptibile de a putea să aibă, să spunem, un mod mai rapid de a se strica și mai ales în această zonă să ne uităm la tot ceea ce înseamnă zona de depozitare, fiindcă va veni foarte clar și ne spune temperatura la care trebuie să depozităm produsul respectiv și să nu uităm că în frigiderul de acasă fiecare raft are altă temperatură și astfel dacă luăm produsul și îl punem într-un alt raft, degeaba am luat un produs corect, un produs ok, l-am depozitat incorrect și astfel ne vom trezi când ni s-a stricat produsul. Iar când discutăm despre un produs, indiferent tipul de produs, să ne uităm totdeauna eticheta să fie în limba română, să ne uităm la tot ceea ce înseamnă ingredientele care se regăsesc în produsul respectiv și aici vine foarte clar și ne spune că acest produs are zahăr. Și atunci, în momentul respectiv, să fim foarte atenți, fiindcă să nu luăm direct din raft și spunem, ce am luat? Am luat file de somon. Nu înseamnă că am luat file de somon și uite că ne avem o surpriză că poate să conțină zahăr. Pe cealaltă parte, să vedem țara de origine a produsului respectiv, este o țară de origine din afara spațiului Uniunii Europene cu alte tipuri de normative și reglementări și atunci când decidem să alegem, putem să alegem un produs care este ambalat și cu țară de origine Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene. Pe cealaltă parte, ne spune că este un produs refrigerat, categoria a fost prinsă cu plasă, deci nu a fost pescuit sau nu este din crescătorie, ceea ce este un plus din perspectiva aceasta. Spune și zona de captură, zona de unde a fost capturat, ne dă data de expirare, producătorul, dar mai ales
distribuitorul din România pentru a avea informația și ar fi bine să ținem ambalajul pentru un astfel de produs. Dacă, Doamne ferește, avem o problemă, să știm unde să facem o sesizare și prima oară să ne îndreptăm către producătorul sau distribuitorul respectiv și, la sfârșit, să ținem bonul fiscal. Acum că am aflat toate aceste informații, vă invit să mergem împreună într-o fabrică de procesare a peștelui. Dornici să aflăm tainele procesului de preparare a somonului, pornim la drum spre o fabrică din județul Ilfov. Aici aflăm că trasabilitatea și calitatea cărnii de somon este garantată. Care este procedeul de fabricare a produselor din pește de calitate? După recepția materiei prime, are loc decapitarea și înlăturarea cozii. Apoi avem linia de tranșare, unde se îndepărtează aripioarele, înotătoarele. Somonul trece printr-un tunel unde este spălat, după care are loc filetarea, îndepărtarea celorlalte resturi rămase. Apoi, sub presiune, se îndepărtează oasele, se spală fileul, după care merge la sărare. Sărare și maturare. După maturare se afumă, avem celule de afumare electrice, se afumă cu 5 feluri de rumeguș. Și după afumare, fileului se îndepărtează pielea, se filetează și se ambalează. De unde va achiziționați peștele? Prelucrăm somon proaspăt din Norvegia. Gazda noastră ne mărturisește că există două mari clasificări ale somonului, Atlantic și Pacific. Din categoria celui Atlantic face parte o singură specie, în timp ce din rândul celui Pacific fac parte 5 astfel de specii. Cel mai apreciat pe plan mondial în lumea restaurantelor este somonul norvegian. Exact peștele care este tranșat în momentul de față. Ne aflăm în spațiu de tranșare. Cam cât pește este tranșat zilnic? 80 tone. Aici se spală fileul, după care merge la sărare și maturare. Afumarea este o metodă de conservare folosită pentru a crește durata de păstrare și pentru a îmbunătăți gustul peștelui. În timpul acestui proces, produsul alimentar este supus fumului aerosol, rezultat din procesul de ardere a rumegușului, combinat cu o distilare uscată numită piroliză, în scopul creșterii durabilității acestuia, precum și a mirosului specific de afumătură. După sărare și maturare, fileul merge la afumat, se afumă la rece, avem rumeguș din 3 feluri de lemn, și se afumă la rece. Ce temperatură va fi în celula de afumare? 24-26 de grade. Timp de cât? În funcție de mărimea fileului, între 2 ore jumate, 3 ore. Folosim rumeguș din 3 feluri de lemn, deci nu conține conservanți. Deci conservarea se face doar prin sărare și afumare. Și se afumă la rece, cum v-am spus, la 24-26 de grade. După acest procedeu, pentru creșterea semnificativă a calității, somonul proaspăt afumat ajunge în secția de ambalare, unde este feliat, cântărit și introdus în aparatul de sigilat cu pompă de vidare. După feliere, somonul se cântărește, deci se ambalăm la gramaje variate, de la 100 la 150, la 200 ambalăm la 1 kg. Se cântărește, se așează felie cu felie pe tăviță, apoi pe această bandă transportatoare vine la linia de ambalare, deci avem folie sigilatoare superioară și inferioară și se ambalează în vid. După ambalarea în vid merge datarea, se pune data și la sfârșit de bandă se pune în cutii, se ambalează în cutii. Apoi urmează să fie transportat la depozitul de produs finit. Produsele finale sunt trimise mai întâi în camere cu temperatură controlată, iar după aceea ajung pe rafturile magazinelor. Turul nostru se oprește aici după ce am vizitat camera de producție, un depozit uriaș în care se stochează munca unei zile și de unde somonul procesat pleacă spre punctele de livrare. Acum vom prepara o rețetă cu somon, însă mai multe detalii ne va da invitatul meu de astăzi, Costin, un specialist în prepararea peștelui. Bună, Costin! Bună și îmi pare bine că ați venit tocmai la Kirhanaul Victorița Pescărița pentru a degusta și alte produse decât cele autohtone. Pentru astăzi vom pregăti un tartar de somon. România... Ce deliciu culinar! Păi, n-are cum să fie altfel decât după o rețetă simplă din punctul meu de vedere, în care combinăm și alte ingrediente decât cele pe care le găsim în România. Noi fiind în Uniunea Europeană, trebuie să profităm de tot ce ne oferă comerțul. Pentru astăzi am ales pentru somon să avem o combinație cu untul de pământ
avocado. Aha. Dăm puțină iuțeală, că este bună pentru colon, așa cum spun mexicani, ardei iute. Avem sibuletul, cum le spun francezii, sau chivasul, ceapa roșie, puțină rodie pentru decor, avem niște lime ca să te arateze la nivel rece preparatul de tartar de somon și pe urmă continuăm cu puțin pătrunjel, puțină sare, condimente, ca să se aranjeze între conținuturi. Și nu în ultimul rând, alimentul nostru de bază, somonul. Ah, îmi cer scuze, am uitat, da. Somonul care întotdeauna trebuie să fie proaspăt pentru a garanta rețeta să iasă cu succes. În calitate de specialist, atunci când mergem la cumpărături, ce sfaturi ne dai? Cum să ne alegem somonul? Care sunt criteriile? Cu toate că în mare parte peștele are un miros specific, la nivel de jargon, el n-are voie să miroase. Când prezintă modificări organoleptice, ne dăm seama. După branchii încep să-și piardă din culoarea roșiatică, după piele începe ușor-ușor să se strângă, iar un alt criteriu ar fi după ochi. Începe ușor-ușor să deshidrateze și să intre în orbită. Așadar, cum vom proceda? Păi, vom începe cu somonul pe care l-am avut tocat de dinainte. Îl tocam mărunt? Mărunțit, dar nu foarte mărunt, să nu se exagereze, să devine pastă. Da. Avem pe urmă lime-ul pe care îl putem trece prin răzătoare sau tăiat fin și pe urmă ușor-ușor aranjat. Avem și vasul la fel tocat, ceapa, ardei iute, avocadul care se scoate foarte ușor și se toacă la fel. Și eu am mai pregătit aici, fiind în România cu specificul nostru, de murături. În loc să folosesc acidul din lime sau din lămâie, se poate folosi aciditatea de la capere sau de la castravetele murat. Corect. Avem piperul care la sfârșit va veni în specificitatea de a urna. Hai să începem. Să începem. Da, cel mai ușor. Și pregătim mai întâi somonul. Îl aranjăm frumos ca să-l amestecăm cu restul ingredientelor. Bun. Adăugăm avocadoul. Nu trebuie exagerat foarte mult cu avocadoul, pentru că el fiind considerat mucul pământului și el este destul de gras. În combinația destul de consistent? Aici cât ai folosit? Aici pot spune că am folosit în jur de 20 de grame, 30 de grame. Este suficient pentru o cantitate cam de 150 de grame de somon. Adăugăm ardei iute ca să tai un pic din grăsime. Să fie ușor iute. Exact, nici foarte iute. Bun. Adăugăm ceapa, să-i dea puțină dulceață. Continuăm frumos cu chivasul. Așa. Și prea mult. Și avem coaja de lime. Perfect. Ajung frumos, că trebuie să fie ordine în bucătărie. Regula de bază. Cea mai important. Am ales această rețetă în primă instanță, fiindcă este și ușor de preparat, nu se face multă murdărie în bucătărie, nu este un consum exagerat de curent, fiindcă nu folosesc tratamentul termic și este foarte ușor dietetic. De aranjat. Exact. Cel mai important. Chiar am ajutat să slăbesc, pot spune, în ultimele 3 luni, mâncând în mare parte pește crud. Folosind tartar de somon, de dorada, de ton și vreau să spun că mă simt mai bine. Delicios și sănătos în același timp. Foarte delicios. Bun, continuăm cu puțină sare. Așa. Puțin piper proaspăt, se poate pune și uscat fără griji, fără probleme. Bun. Și acum nu rămâne decât ușor, ușor să-l amestecăm, să se așeze un pic toate aceste ingrediente. Să se lege. Exact. Mai bine spus, să se lege. Și să tăiem puțină lămâie. Cum am spus, este tratată la rece și este nevoie de acid pentru a prepara un pic somonul. Așa. O acrim un pic. Un pic acrită cu zeama de lămâie. Să punem în valoare cât mai mult somonul. Bun. Și continuăm să amestecăm.
O altă variantă pentru cei care vor să mănânce sănătos și vor să includă în regimul lor, în dieta lui, uleiul de măsline, se poate adăuga și puțin ulei de măsline fără griji. În cazul de față? În cazul de față am considerat, având de combinația avocado, de avocado și somonul, nu mai este ar nevoie. Fi suficient. Și putem spune că el ar fi gata pentru a pune pe farfurie și a face așezarea. Acestea fiind spuse, compoziția noastră este aproape gata. Alegerea farfuriei depinde de gustul fiecăruia. Fiecare cum preferă. Am zis să pun în valoare cu o farfurie albă și mare. Niciodată nu dăm greș în felul acesta. Avem un cerc în care vom așeza preparatul. Hmm? Mulțumesc frumos! Plăcere! Și, ușor, ușor, începem așezarea lui. Să păstrăm forma de cerc. Bun. Decorul vom face acum sau la final? Decorul, imediat ce termin să așez tartarul, facem și decorul cu puține roli, puțin visalis. Acum decorul e în funcție de gusturile fiecăruia. Se poate jongla cu diverse reducții de vin, de oțet, prin oțet balsamic. Așa, perfect. Ușurel ca să nu iasă forma. Iată cât de... Să sperăm că diametrul este corespunzător. Bun. O curcădușă exotică pe margine. Puține rodii așezate așa. Facem o ploaie frumoasă. Artă. Arta culinară. Da. Este într-adevăr o artă. Încă ușor, ușor nu pot spune că am ajuns la nivelul artistic pe care mi l-aș fi propus, dar învăț și-o puțin câte puțin. Zic că ești pe drumul cel bun. Iată și dovada. Și pot spune că avem la sfârșit untul pentru untul? Doritorii care vor să adauge puțină consistență alături de puțină pâine prăjită. Da. O așezăm frumos, lângă tartar. Avem și untul. La așa. Este altul. Perfect. Și pot spune că avem gata un tartar de somon, ușor de făcut, cu ingrediente relativ ușor de găsit. Încă o dată revin asupra faptului că se poate face tartarul și jongla cu absolut orice ingredient, cum am oferit eu mai devreme, o variantă cu capere și cu castravete murat. Putem folosi mango la nivel de alt fruct exotic, putem să preparăm simplu cu ceapă și cu puțin ulei de măsline și ca atare somonul. Putem diversifica după gustul. Putem diversifica după gustul fiecărui. Așadar, acesta este preparatul nostru de astăzi. Costin, îți mulțumim. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați trecut pe la noi și vă aștept data viitoare cu mult drag să gătim altceva și de ce nu? Fructe de mare. Fructe de mare, exact. Poftă bună. Poftă bună. Nutriționiștii recomandă cu încredere consumul cărnii de somon și asta datorită faptului că este un aliment cu o valoare nutritivă semnificativă pentru sănătatea noastră, oferindu-ne o piele fermă, o inimă și un sistem imunitar puternice, dar și o minte sănătoasă. Care sunt principalele avantaje ale consumului de somon? Din prisma instrumentelor acestora de reîntinerire medicală, în care unul destul de important este și alimentația, unul dintre multiplele instrumente, sigur că somonul este astfel un aliment preferat, pentru că odată are o proteină de calitate, peștele în general are este o sursă proteică de calitate, dar are și niște grăsimi de bună calitate, grăsimea din pește, grăsimea din somon, atât din somonul ca atare din mușchi, dar și din icrele de somon. Este foarte utilă în protecția cardiovasculară a pacienților noștri.
practic, incluzând în alimentația noastră un raport de acizi omega de sursă variată, atât de sursă vegetală cât și din sursă animală sau din pește, putem să obținem o protecție împotriva colesterolului prost și, respectiv, acesta nu se va mai depune în același ritm pe vasele de sânge. Somonul sălbatic este superior nutrițional celui de crescătorie și înmagazinează și mai puțin poluanți. Este mai puțin gras și are o aromă plăcută. Pe de altă parte, cel din crescătorie este mai economic, însă nu la fel de sănătos. Deci să preferăm somonii cultivați sau în sfârșit captați din mase, din mări nepoluate, să fie sălbatic. Da? Deci nu e de preferat un somon de crescătorie care, datorită suprapopulării bazinelor în care acești pești cresc, sunt tratate apele acelea cu o serie întreagă de antibiotice, de pesticide, de alimentație necorespunzătoare acestui pește, care, fiind și foarte înghesuit acolo, vă dați seama că ești total nefericit. Și doi, să nu fie chiar și sursa de somon sălbatic, să nu provină dintr-o mare poluată. Pentru că acești pești, în grăsimea lor, care de altfel, în mod normal, ar fi foarte bună pentru sănătatea noastră, acumulează însă o serie întreagă de toxine din locul în care ei cresc, inclusiv metale grele. Iar suplimentele nutriționale care sunt obținute uneori din astfel de pești ajung să aibă concentrații atât de crescute de metale grele încât fac mai mult rău decât bine. Pentru a profita din plin de calitățile sale, este important să știi cum să alegi somonul. Specialiștii ne sfătuiesc să fim atenți atunci când îl cumpărăm. Apăsați ușor peștele pentru a vedea dacă porțiunea supusă presiunii degetului își revine la forma inițială. În acest caz, înseamnă că somonul este încă proaspăt. De asemenea, cavitatea bucală trebuie să fie curată, fără urme de sânge sau de alte lichide, iar branhiile să fie cât mai rozalii.